Bună dimineața din nou! Se pare că iarna își face simțită prezența și primul semn este un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori și intensificări ale vântului. Codul a intrat în vigoare de dimineață la ora 6 și ne vom afla sub influența lui până mâine la ora 12. Vom avea ninsori în zona Carpaților meridional și oriental, dar și în zonele subcarpatice. De asemenea, vom avea ploi abundente în Moldova, unde cantitățile de precipitații vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării, însă în est va atinge viteze de până la 55 de km pe oră. În ciuda acestui cod galben, avem și vești bune. În restul țării, temperaturile vor fi peste media acestei luni. Haideți să vedem ce spune harta noastră. Începem cu partea de nord-est a țării, cu zona Maramureșului, unde de astăzi temperaturile încep ușor să scadă. Va ploua atât în Baia Mare cât și în satul mare, iar temperatura maximă nu va depăși 8 grade. Situația asemănătoare în Crișana, norii rămân activi, în special în Oradea. În Arad, deși nu va ploua, cerul va fi acoperit de nori, temperatura va fi cuprinsă între 9 și 10 grade. Și bănățenii vor avea parte de precipitații, în special în Reșița. În Timișoara vom avea un cer acoperit de nori și ceață, temperatura maximă se va încadra între 8 și 10 grade. În Oltenia vorbim, din păcate, despre precipitații pe tot teritoriul. După cum vedem, va ploua în Râmnicu, Vâlcea, Târgu Jiu, Craiova și Slatina. Cantitățile de apă nu vor fi însemnate cantitativ. Avem 12 grade în Târgu Jiu, 13 grade atât în Craiova cât și în Slatina. După cum vedem, temperaturile aici au rămas bune pentru această perioadă. În Transilvania, veștile nu sunt foarte bune, după cum spuneam și mai devreme. La munte vom avea ninsori, burniță, lapoviță, vom avea intensificări ale vântului. Vântul va sufla cu 80 de km pe oră. După cum vedem, va ploua pe tot teritoriul. Avem în Bistrița o temperatură ce va ajunge doar până la 8 grade, 4 grade o temperatură scăzută în Miercurea Ciuc, 10 grade vor fi astăzi în Sibiu. Și pentru Moldova, veștile nu sunt foarte bune, după cum vedem în nord, în Botoșan, Suceava și Piatra Neamț, precipitațiile vor fi mixte și aici vântul va sufla cu 55 de km pe oră. Temperaturile sunt următoarele, doar 3 grade în Suceava, 4 în Piatra Neamț, 8 grade în Galați și în Focșani. În Dobrogea, după cum vedem pe hartă și după spusele meteorologilor, va ploua atât în Tulcea cât și în Constanța. În Constanța, cantitățile de apă vor fi mai însemnate cantitativ, dar temperaturile rămân oarecum mai ridicate decât în restul țării. Avem temperaturi cuprinse între 11 și 12 grade. În Muntenia, vântul își va face de cap și aici va sufla nervos de dimineață și până seara. Cantitățile de apă vor fi destul de însemnate în nord. Temperaturile sunt următoarele. Avem în Pitești 13 grade, 12 în Târgoviște, doar 9 grade în Călăraș. În capitală de dimineață se înregistrau 6-7 grade, iar maxima zilei nu va depăși 10 grade. Cerul va fi acoperit de nori, va burnița și va ploa pe tot parcursul zilei. Cam așa este vremea perfectă pentru făcut copii. Cu acestea eu vă las.